Bun, suntem online. LGSK, Lima Golf Sierra Kilo, Tui 313, boarding. Sergiu, te așteptăm și pe tine? Imediat. Imediat, hai să vedem. Băi, vreme bună momentan în Skiathos. E frumos aici. Am auzit ceva, hai să vedem. Uite, este acum un... mă uit aici pe web-ai. Unde-l văd ăsta? Da, 747. Te văd, dar cred că ești cam în aer. Eu în aer? Da, față de mine. Crezi că e o diferență de level? Nivel. Din cauza... tu ești în prepar și eu sunt în Xplane. Și atunci ce se întâmplă. Hai să vedem. Ia să dăm un zoom. Cred că sunt în dreapta ta. În dreapta mea? Ba, uite, Taromu, ești în dreapta mea, da, exact. Salutare, Taromu! Te-ai pus bine, te-ai pus bine. Eu, practic, sunt în zona de GA-uri, de fapt, că totul mi-apărea în scenariu, ți-am zis, câte un avion acolo, deși da. Nu știam de ce, din cauza de scenariu sau, nu știu, că le-am oprit din X-Plane și n-am nici traficul pus, da, na, în fine. Bun, te văd, mă vezi. Ești pe sol sau ești în aer? Sol, da, sau... ești... Hai să mă verificăm. Nu. E la sol. Sergiu e la sol, după cum vedem. Tu ești bine. Nu. Niciun bai. Diferență de nivel. O să-mi arăți tu cum se vede din partea ta, exact. Știi? În video. Bun. Boarding. Tot în regulă. Hai să intrăm înăuntru. Vom face astăzi un zbor din Skiathos, în Antalya. Ce flight și level? Eu în Samos, da. Și tu în Samos, exact. Practic decolăm de la Skiathos și avem două aterizări diferite. Și ne uităm la video la fiecare. O să fie tare. Da. Hai că atunci intru înăuntru. E vreme bună. Tu ești pe real weather? Imediat mă conectez. Să-mi zici, ok. A, dacă îți faci flight plan. Da. Bun. Hai că timp avem. A, uite, nu-s deschis trapele la ăștia. N-am deschis ușile. Ușile. Hai că intrăm înăuntru. Bun, nu știu, pot să deschid ușile. S-ar putea... A, da. Throttle-ul, cred că trebuie să-mi refac axele pentru fiecare. Ah, it's open. Ah, în fine. Se întâmplă câteodată. Ia să-i dăm. Service crew, ia să-i auzim pe ăștia. Și călăcie fac. Și dăm drumul la... Zici când îi dai drum. Poți să te pregătești, nu știu, să te pregătești. Și... duc la ANS. Te-ai uitat la E3? A reușit să vezi mai mult sau doar Microsoft Flight Simulator ăla? La eu, doar trainer-ul. Da. Da, mă, e tare. Am auzit unul din YouTuber vorbea legat de informațiile care le găsești pe site.
că nu m-am uitat să vă mulțumesc. Și e posibil să fie always online. Știi ce înseamnă asta, nu? Da. Prin asta faci un fel de streaming. Să folosești serverele altora, de la ei? Nu, practic face streaming la Orto. Cam asta ar veni. Deci cum avem noi, cum am eu un Xplane Orto instalat, tu nu-l instalezi, că practic are ortografic pentru tot pământul. Întreaga planetă. Care e extraordinar, dar ceva AI, nu știu cum se numește, trebuie să verific. Ai văzut că chiar la început la trailer apare Power by AI din ăsta, care practic îți generează conform scenariul randat ortografic online. Da, bănuiesc că atunci trebuie să ai o conexiune la internet bună, Portland, și până asta, da, sunt posibilități masive să ai un frame rate super pentru un sim. Dar vedem că încă n-am tot, cred că toată lumea e așa. Bine. Așteptăm ceva mai concret. Da, o să vedem. Oricum, foarte tare. Face casă. Păi, mie îmi face figurile așa, oare de ce? Ia să vedem. Stai acolo, mai, stai acolo. Păi, na, hai că te-am. Bun. Hai că intru la Flightland. A, da. Cel mai important, știu eu. Ne conform la Flightland, zice că trebuie să avem la bord. Hai spre, da. Ce tare, te văd. Da. E ciudat să fiu pe trei ecrane și să înregistrez doar centru. Trebuie să fiu foarte atent la ce arăt. E prima dată când fac așa, înainte nu eram. În Eurotrack sau în American Track nu filmam trei ecrane. Da. Trebuie să văd să fie o variantă în care pot să... Da, e ok. Navi gravă. Da, din regulă. 1906. Bine. Bang. Aia a repositioning. Legat de console, legat de consolă, pentru că e Xbox One. Mai nu știu ce să zic. Hai că zic cum acum. O să fie. Xbox One suportă și mouse și tastatură. Ah, super. Dacă nu știai. Și asta e chestia care toată lumea zicea, apare pe console, e clar. Nu o să fie un sim în toată regula, o să fie ceva pentru așa amatori. Bine, toți suntem amatori în final. Mă puște ăștia pe YouTube. Gata. Plan fuel care îl avem așa, va fi de...
flux. 5. Gravity 24.1 ne dă. Prim de 4, 34. Și B2-ul la mine e 135 ca niciodată. Hai să opresc pe ăștia că deja mă cam deranjează la gălăgia. Gălăgia acolo în spate. Că mai are de aliniat la ANS. Ah, exact, acum s-a aliniat. La fix, cred că m-a auzit, zice. Cred că avem un departure de pe runway 20. Da. Vântul bate cu 240 cu 59. Da, exact. La același lucru văd și eu aici, la pipeline. Interesant. Nu știu de ce. Da, asta e foarte interesant. În Zibo, dă runway 01 și 19. Oare ce am greșit? 19. Și eu tot 19 mi-apare. 19 și ți apare și ție. Am înțeles. O fi chestie de scenariu. Dar asta arată că ori scenariu e vechi, ori e... nu știu. Da, scenariul trebuie să fie vechi pentru că... stai puțin. Ba nu, e bine. 19. Nu e ok. Nu e ok, nu e problemă. Ciudat. O să plec de pe 19 și eu o să fac un direct, nu un direct. O să da. Urmez niciun seed. E ok. Ce la mine? Really? Uite. Așa. Hai ales. Cu mesila trebuie să găsești ceva aici. Oh my god. Uite să aici. E foarte ciudat. Ce? Am găsit eu oare când am făcut ea să verific aici ce... Da, 1906 la pipeline. Nu găsesc Nesilu. Ah, ba da, l-am găsit. Nesil, în fața mea, Nesil. Uite, mai pac. Fără tranziție, Nesil. Ia să verificăm mai dată pipeline-ul. Până în alta, dăm drumul la... Ok. APU bleed. Anti-collision, nu se prima. Se anunțăm pe ai noștri că dăm drumul la APU.
apare vector. Aha, mi-a dat vector. Bun, facem vector acolo, nicio problemă, perfect. Așa și facem. Chiar îmi place zona. Va fi interesant. Aș putea să dau direct, o să încerc, dar fac înainte să ajung acolo. E mai real. E ok. Bine. Bun. 11.49 UTC. Ok. Da. Rotește barierie. Învârte de pălărie. Chiar mi-a fost dor. Să știi, m-am gândit foarte mult la... Cum să zburăm. Doar timp să avem, nu? Exact. Mulțumim frumos! Ah, uite, cineva a ales la Atena, El Gav. Sergiu, când ești ready, îmi zici? Da. Imediat. Măcar de parcă o să-l avem concomitent. O să pornești. O să dau start, da. E că și tu, da, nici tu nu ai nevoie de pushback. Nu, și eu, dar... Ne-au poziționat ăștia aici grozav. Cred că au venit, au făcut taxi, știi? Și au luat cu pushback-ul și au băgat în spate, știi? Tare. La Dortmund am făcut ultima dată, așa. Mm-hmm. Puțin să-mi dau și un pic de lumină aici, la panouri. Nu tare, e vreme bună. Ah, și tot timpul ce uit... Pa! Am închis ușa. La revedere! Tutto bene. Okay. Axel is off. Starting engine 2. Și acum vine partea mea preferată. Acest sunet. Lind. Puternic. Cum să fie blând și puternic, a? Stabilizează. Și a sărit.
Starting left engine. Ca toți ăștia de aici, din jurul meu, să fi fost plecate deja. O greșeală mea. Drive all away. Bye, bye. Bine că n-aveam ușile deschise. Da, te pornești? Da, sunt pornite. Motoarele sunt pornite. Acum trec mai puțin. Ok, eu cred că suntem gata de plecare. Da. Totul pare ok. Am așa o senzație că astăzi uit ceva. M-am uitat să-i trimit pe ăștia. Menzies, go away! Hai că pleci tu primul. Da, da. Plec eu, plec eu. Să știi că e ciudat. E legat de scenariu. Asta e. Mi apare 02 runway-ul, care trebuie să fie 19 sau nu, 20, după aia pipeline-ul meu încolo. Ciudat, foarte ciudat. Dar o să fac, o să mă întorc eu manual. Asta e, și o să prind din nou. Bun, mă pregătesc de taxi, ok? Da. Cabin is secured. Have a good flight. Flight director on. Okay.
hotelul, pardon, cu manșa. Trebuie să o verific. De ce face figuri? Pa, Sergiu, stai zbor fain. La fel, înceapă scârțitul de la pedalele mele speciale. Aceste pedale incredibile care le avem. Nu dau nume. Dar o să fie interesant. Ești chiar în aer. Da, ești chiar în aer. Deci eu practic eu sunt un fel de din ăsta Harrier, știi? N-avem niciun inbound, așa că am să intru direct. Așa. Da, e foarte ciudat. Trebuie să verific axa la trotul. Nu-mi place ce aud. Undeva intervine. Undeva... N-am făcut până acum chestia asta și de aia... Sunt un pic speriat. Pedalele mele sună ca și ăsta... trimul. Știi? Da. Aproape. Un pic mai rău. Da. Văd că pe pistă pare a fi bine aliniat. Măcar atât. Da. Să mă întorc pe loc, dacă-mi iese faza. Super! Kids, don't do this at home! Mamă! Dar am învârtit bine. Mă vezi acum, da? Nu. Eu te văd. Deci... E ok. Eram în meniu, poate. Hai că verific. Da, acum a reapărut. Bun. Mă puțin. Da. Ok. Am uitat să zic că vezi că te înregistrez. Ok. Vreau să dau drumul la ticket. Nu va fi ușor. Pa! Da, îi dai bătaie? Da, am plecat. Ready.
Da. Parcă ceva nu pușcă, dar... Legat de runways. Deci, practic, eu fac un manual acum. Da, și eu tot așa, pe vector, o să merg. Bank angle. Bank angle. Bupsi. Bupsi, bupsi. Bank angle, ai auzit? Mă rog. Haide, haide. Revenim când ajungem la altitudine, bazieră. Până atunci facem o scurtă pauză. Thank you.
250. Se pare că avem puțin trafic. By of time. Avem, patru zboruri. Și două inbound, pentru care eu și vedem celălaltul. Da, mai are, deci sunt doar eu care ajung. O să-i anunț prin text. Avem vector spre aeroport. În zona munților. Va fi interesant. De obicei pot activa approach și mă duce instant. Am să încerc să-l ajut manual. La celălalt inbound, e și el aici. Am să-i anunț.
punem în poziție. Așteptăm pe cel cu Boeing 703, da, tot 737, aterizează acum. Practic, sunt un vector. Să facem un bank la dreapta. Să vedem dacă dăm approach, ce se întâmplă. Nu cred că reușește, sunt un tot pe fel, e ok. Un pic a viteză sub. Ia să vedem. Să văd la ce înălțime, zice că e la top of descent, dar... Ok, armat. Acum face o treabă. Uitat. Ia noastră. Plec la dreapta. Să dăm și hei, să dăm. Faci automat, ca să nu fie foarte puternic. Să spun că... S-a selectat, nu? Și acum din nou. Deci altfel avem probleme. VR e foarte greu să faci scroll. Trebuie să găsim o soluție. Să vedem.
Vedeți de ce? Dat prepare for landing. Acum ar trebui. Pare mie să mă duce puțin dreapta. Revin. Să revin un pic. A, da, uite. După să se vede aeroportul acolo în stânga. Să vedem dacă ne aduce. Da. Bun.
Știi că venim. De necaz. 1000 feet stabilized, Mr. Virchow, as you said. Mr. Virchow, to turn up one person. Okay. Mâna pe trotul. Bun venit în Antalya. Ah, că sunt reversale. Gata. Haide. Am o
buton care l-am setat pentru reversoare, care l-apăs și apoi folosesc la Zibo, pot să folosesc liniștit trust-ul. La câteodată, da. Ok. Târziu, dar așa e când trebuie să scrii. Și acum ideea e biuglit. E biuon. Știți de ce? Da, da. Parking brake on. APU power available. Okay. Engines off. Da. E ok. Ia. Da. Am găsit aici puțin. Ei, se întâmplă. Oricum sunt mirat că a venit jetway-ul. Foarte rar reușesc să-l poziționez acolo. Da, bun venit în Antalya. Dacă ești și ground power, poți să oprești și APU. Nu mai plecăm nicăieri de aici. Sper că v-a plăcut. Pentru noi e relaxare. Da.
Zibo e grozav, ca de obicei. Asta e. Da, și ce trebuie să oprim tot timpul după ce ieșim de pe pistă. Picasso. Ok! Până data viitoare, eu vă salut!